Copiii de la școala specială Constantin Pufan au primit vizita polițiștilor de frontieră care în prealabil s-au întâlnit cu Moș Crăciun. În numele moșului, apărătorii granițelor au venit încărcați de cadouri, iar copiii i-au răsplătit cu colinde. Bucurie mare pentru copiii școlii speciale Constantin Pufan din municipiu, după ce polițiștii de frontieră mehedințeni le-au trecut pragul încărcați de cadouri. Copiii au primit articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării și dulciuri. Domnii sunt de la Poliția de Frontieră, ca în fiecare an vin la noi cu cutia lui Moș Crăciun. În anii trecuți, din câte mi-aduc eu aminte, ne-am deplasat noi acolo, acum au venit dânsii la noi. Le mulțumim din suflet și așteptăm în fiecare an pentru acești copii minunați, cu mare drag. Bucurăm că vă regăsim sănătoși, voioși, să ne primiți cu zâmbete și plăcuze. Noi am pregătit câte ceva din partea colegilor polițiști de frontieră, articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, care iubiți cel mai mult, și dulciuri. Vă urăm tuturor sărbători frumoase, liniștite și să ne regăsim sănătoși. În spiritul sărbătorilor de iarnă, polițiștii de frontieră mehedințeni s-au mobilizat pentru a împacheta câteva daruri frumoase pentru acești copii minunați, reprezentând articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, dulciuri. Poate că este prea puțin pentru ei, dar sperăm de fiecare dată să-i găsim sănătoși, la fel de bucuroși când îi vizităm și vom veni cu mai multe daruri. Sper să aibă sărbători frumoase, liniștite, să-i găsim sănătoși. Avem 110 copii. Bucuria nu se poate descrie în cuvinte pentru ei atunci când primesc daruri. Ca în fiecare an, cei de la Poliția de Frontieră, domnii și doamnele de acolo, sunt cu o inimă larg deschisă către noi. În cadrul acțiunii Cutia lui Moș Crăciun ne dăruiesc jucării, dulciuri și cred că câteva hăinuțe pentru fiecare dintre ei. Acțiunea polițiștilor de frontieră mehedințeni a devenit deja o tradiție. Cutia lui Moș Crăciun, așa cum se numește evenimentul, aduce an de an bucuria pe chipul acestor copii și le mai alină din suferințele de peste an.